Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria Gătește Ușor. M-am gândit să vă arăt astăzi cea mai simplă rețetă de inspirație chinezească posibilă, și anume orez prăjit, o rețetă care merge servită ca garnitură sau chiar ca preparat în sine. Sper să vă placă și să o urmăriți în continuare. O să avem nevoie de 350 de grame de orez gata fiert. Este important ca orezul să fie fiert și lăsat la frigider peste noapte, pentru că în felul ăsta este foarte bun pentru orezul prăjit. Orezul fiert proaspăt cumva și lăsat doar puțin să se răcească este mult prea umed și nu iese bine rețeta, nu se prăjește cum trebuie, deci orez gata fiert. O să avem nevoie de 3 fire de ceapă verde, am separat partea albă și partea verde pentru că le folosim în momente diferite. 100 de grame de mazăre, 100 de grame de porumb, eu am de la conservă, puteți folosi și din cele congelate, un ou bătut, o linguriță de ulei de susan, 3 căței de usturoi tocați, o linguriță de vin de orez, 2 lingurițe de sos de soia, sare și piper și câteva picături de ulei de măsline. Am încins un wok și într-o parte a lui am să pun puțin ulei de măsline și am să pun oul, care am să-l gătesc cumva doar în partea asta, și am să-l amestec până obținem bucățele de ou pe care o să le separ. Oul este gata, am să pun în partea asta un pic de ulei și am să pun partea albă de la ceapă împreună cu usturoiul și am să le las timp de 30 de secunde. După care am să le amestec pe toate. Trebuie să avem grijă să obținem bucățele micuțe de ou. Deci după ce le-am amestecat foarte bine, adăugăm mazărea și porumbul și lăsăm timp de un minut. Peste ce am în tigaie, am să adaug uleiul de susan, sosul de soia și vinul de orez. Și am să las tot așa timp de 30 de secunde. Iar acum am să adaug orezul. Am să-l amestec foarte bine și am să-l las să se prăjească ușor, ușor. Este important să-l întoarcem din când în când cu spatula, astfel încât să se rumenească efectiv. Vedeți, îl presez ușor astfel încât să fie în contact cu ocul. Puteți să faceți orezul prăjit și cu creveți, cu alte de legume, puteți să puneți ardei, puteți să puneți fasole, mung, puteți să puneți o grămadă de chestii interesante. Acum am să încep să-l întorc. Vedeți că se și vede pe unde a început să se rumenească. Și am să-l tot las să se rumenească și am să-l întorc timp de 3-4 minute, iar apoi este gata pentru a fi servit. Dragii mei, orezul prăjit este gata, l-am servit cu ceapă verde presărată deasupra. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram Gătește Ușor. Vă urez poftă bună!